Domnule europarlamentar Andy Criste, atât în calitatea dumneavoastră de președinte a delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE Republica Moldova, dar și în calitate de membru al misiunii de observare a Parlamentului European la alegerile din Republica Moldova, iată, sunteți o persoană direct ancorată în ceea ce ar urma să reprezinte cel mai important moment electoral din acest an, care se află la granița directă și în vecinătatea apropiată a Uniunii Europene. Pornind de la aceste idei, cum comentați, iată, dinamica evoluțiilor din Republica Moldova, care în cel mai recent moment, în data în care este acest interviu, vorbim despre retragerea lui Marian Lupu, candidatul Partidului Democrat, și anunțul de susținere a Mai Sandu ca fiind un candidat comun împotriva socialistului Igor Dodon? Mulțumesc, Robert, pentru invitație și vă mulțumesc pentru interesul pe care îl acordați afacerilor europene, inclusiv ceea ce se întâmplă în vecinătatea estică a Uniunii Europene, începând cu Republica Moldova. Vreau să fac o precizare și cumva un anunț în premieră. Eu, ca șef al delegației pentru Republica Moldova a Parlamentului European, nu voi participa în misiunea de observare a alegerilor din Republica Moldova. Există această practică împământenită în Parlamentul European ca șefii delegațiilor pentru țări terțe din afara Uniunii Europene să fie și șefii delegațiilor misiunilor de observare a alegerilor din partea Parlamentului European în acele state. Și pentru că nu vrem să dăm niciun fel de prilej propagandei anti-europene să atace drumul european al Republicii Moldova, eu ca președinte de data aceasta nu voi fi observator. Vor fi alți colegi din partea Parlamentului European, vor fi 180 de reprezentanți din partea OSCE, vor fi o serie de 10 de reprezentanți din partea parlamentelor naționale care vin cumva bilateral să observe alegerile în Republica Moldova. Și eu mă aștept să fie un scrutin corect, dincolo de orice dubiu, și cred că lucrurile se vor întâmpla în direcția asta. Cred că de prea multe ori vorbim cu ușurință sau se vorbește cu ușurință peste prut în Republica Moldova despre irregularități, despre fraudarea alegerilor și așa mai departe. Haideți să credităm guvernul și observatorii cu încredere, pentru că există seriozitate și vă mărturisesc. Vă spun din experiența mea anterioară. În 2014 am participat ca observator din partea Parlamentului European la alegerile legislative din noiembrie 2014. Și a fost un scrutin curat. Lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuie să se întâmple, nu au fost irregularități, nu au fost fraude, deși întotdeauna cineva țipa că se va întâmpla și că vine sfârșitul lumii. Nu a fost așa. Și asta mă face pe mine să cred că alegerile care vor avea loc, îmi cer scuze, peste câteva zile în primul tur și probabil în cel de-al doilea tur pe 13 noiembrie, vor fi alegeri corecte, fără irregularități. Dar chiar în contextul în care, iată, în spațiul public din Republica Moldova apar idei privind o federalizare, mă refer din direcția candidatului socialist Igor Dodon, el a avut chiar o declarație menită să poată să învolbureze apele aceea că Crimeea este un teritoriu rusesc. Am avut și oarecare separare și diferență între candidații care spuneau că ei candidează împotriva lui Igor Dodon, și până în acest moment, iată, cu 3 zile înainte de alegeri, și revin la această chestiune, Marian Lupu și-a anunțat retragerea. Nu este o miză prea puternică? Firește, atribuțiile constituționale ale președintelui nu sunt atât de mari, dar nu este o miză prea puternică pentru a eluda din start tentative de fraudare și, de fapt, un pericol în acest sens? Până la urmă, din acest motiv sunt atâtea misiuni de observare în Republica Moldova. Există această tendință de a aștepta sfârșitul lumii. Mă refer la Republica Moldova și este deja, din punctul meu de vedere, un clișeu în care anumite persoane văd lucrurile că se desfășoară acolo. Ceva rău se va întâmpla iminent, se întâmplă mâine sau poimâine. Să nu uităm că Republica Moldova este, oricât de mult am dorit să fie altfel, dar ei sunt, Republica Moldova este
partea unui spațiu ex-sovietic. Lucrurile au altă dinamică. Instituțiile lor, din păcate, sunt mai puțin puternice decât instituțiile României, să spun, sau altor state din flancul estic al Uniunii Europene. Pe de altă parte, asta este și linia care separă, iată, Uniunea Europeană de o geopolitică complicată a Estului și de spațiul ex-sovietic. E adevărat, și asta face Republica Moldova să fie foarte importantă, nu doar pentru România, pentru că, așa cum o spun adesea, eu cred că România, și o spun ca român lucrul acesta, România are în primul rând o datorie față de Republica Moldova și după aceea are față de Republica Moldova și în ceea ce privește Republica Moldova și mai ales granița României estică, are un interes legitim. Adică, cred că Bucureștiul vrea să aibă stabilitate dincolo de granița sa pe Prut, să aibă un spațiu în care să nu fie luat prin surprindere și de asta eu consider că ideea federalizării pe care candidatul socialist o propune este cât se poate de periculoasă. Excentrică? Nici nu mai contează dacă e excentrică sau nu, dar e periculoasă și nu doar neapărat, nu doar pentru cetățenii Republicii Moldova, cât și pentru România. Eu consider, e analiza mea proprie, poate mă înșel, sper să mă înșel, cred că Federația Rusă nu are niciun fel de interes acum să destabilizeze lucrurile în Republica Moldova. Având Transnistria ca, să zicem, ca pârghie. Cred că sunt pârghii suficiente într-un stat în care 80% din populație consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită, neprietenii acestui, în fine, Republicii Moldova găsesc pârghile necesare dacă își pun în cap. Sper să nu fie așa niciodată. Însă, revin la ce spuneam inițial, dacă cumva Federația Rusă, dacă și când, sper să nu se întâmple niciodată, ar dori să destabilizeze flancul estic al Uniunii Europene sau poate chiar al NATO, și mă refer aici la România, că noi suntem practic avampostul celor două structuri, ar face acest lucru folosind Republica Moldova. Și în acest context, care ar fi scenariul predictibilității și stabilității și pentru Uniunea Europeană, și pentru România, și pentru NATO, dat fiind faptul că există o graniță pentru alegerile prezidențiale Republica Moldova? Pentru că exista o liniște. E limpede. Eu pot spune ce-mi doresc eu, dar la finalul zilei sunt oamenii care votează peste Prut. Absolut. Și ei sunt suverani. Republica Moldova e un stat suveran. Eu îmi doresc un președinte pro-european, un președinte care să împingă lucrurile alături de actuala majoritate și actualul guvern, care a făcut pași importanți în ultima perioadă, în ultimul an, în apropierea de Uniunea Europeană, în recuperarea reformelor care nu au fost, în fine, la timp îndeplinite, au făcut pași, iată, în relația cu Fondul Monetar Internațional. Exact, e o chestiune de zile, de săptămâni, până când, mai degrabă zile, până când va fi semnat acest acord. Și înseamnă care a deblocat și sprijinul bilateral al României. Și bilateral și budgetary support din partea Uniunii Europene, deci este un landmark. Este un landmark în evoluția recentă a lucrurilor la nivel macro din Republica Moldova. Cred că un președinte pro-european poate să continue drumul acesta, care cu siguranță este anevoios, plin de provocări, al apropierii Republicii Moldova de Europa, de valorile europene, de instituțiile de tip european. Și deși, din păcate, așa cum știm, Republica Moldova nu are perspectivă europeană, la acest moment, vedem ce se va întâmpla în viitor. Idee, dacă mergem pe declarația comisarului Hahn că nu va exista o extindere în următorul deceniu, niciun stat, fie că vorbim de Balcanii de Vest, fie că vorbim de vecinătate. Astea sunt declarații nefericite. Domnul Hahn, în măsura în care a făcut acea declarație, pentru că am niște dubii că ar fi făcut-o, pentru că se spune că, în fine, a declarat acest lucru undeva în Ucraina, dar în afară de niște agenții de presă oarecum necunoscute, nimeni nu a propagat declarația respectivă. Oamenii sunt sub vremuri, cu siguranță, și situația actuală ne face să fim realiști. Este important să evaluăm corect ce se întâmplă în jurul nostru, dar presupunând într-un scenariu optimist că la un moment dat, în viitor, și sper să se întâmple asta,
Republica Moldova sau Republicii Moldova îi se deschid porțile Uniunii Europene, ei trebuie să fie pregătiți. Și cu un președinte pro-european alături de un guvern, cum este acel de astăzi de la Chișinău, pot să facă pași în direcția pregătirii acelui moment. Este ușor să strici, este foarte dificil să construiești. Da, și mai ales în acest context vreau să vă întreb cât de importantă trebuie să fie Republica Moldova și spun trebuie pentru că de fapt Moldova are mai multe nevoi de Uniunea Europeană decât are Uniunea Europeană nevoie de Moldova, dar totuși cât de importantă trebuie să fie Moldova pentru Europa în condițiile în care, iată, acordul de asociere cu Ucraina, care până la urmă era vedeta parteneriatului estic, stă în pioneze, ca să spun așa, mai plastic, din cauza refuzului cetățenilor olandezi prin referendum de a-l ratifica și în cazul în care Parlamentul nu va ratifica, acordul acela dispare, deci iată, Republica Moldova rămâne principalul stat din regiunea estică cu un acord de asociere. Cum ar trebui să joace Republica Moldova această carte cu un președinte pro-european, firește? Cu seriozitate. Nu este suficient să verbalizezi faptul că vrei să faci lucruri bune, trebuie să faci dovada acțiunilor tale, să implementezi reformele pe care le spui, pe care spui că le faci. Și cu siguranță viziunea trebuie dublată de muncă și de rezultate concrete, pentru că la finalul zilei oamenii sunt cei care contează cu adevărat. Și o spun cu amărăciune, este un adevăr, practic acele partide, mai multe partide, nu vreau să intru în detalii foarte, da, foarte exacte, însă acele partide care în 2009 își propuneau și promovau apropierea de Uniunea Europeană, din păcate, cu o mână fluturau steagul Uniunii Europene și cu cealaltă mână continuau anumite practici din perioada comunistă. Politica dublului vector? Nu mă refer la dublu vector. Cred că vectorul este asumat și era asumat de atunci cel către vest. Dar știți cum sunt metehnele unei țări, unui spațiu, da, post-sovietic. Acolo lucrurile se întâmplă cu altă viteză. Absolut. În acest context, dumneavoastră, ați organizat ieri la Parlamentul European, în sub auspiciile Delegației Parlamentului European a Comitetului de Asociere UE Republica Moldova, o dezbatere la care au participat experți pe zona de est, europarlamentari și români, dar și din alte țări. Am putut să remarcăm prezența fostului președinte al Parlamentului European, Jerzy Buzek, care este din Polonia, deci are o viziune de ansamblu asupra zonei estice, dar și ambasadorului Republicii Moldova la Consiliul Europei, precum și al României. Care sunt principalele concluzii care au derivat din acea dezbatere și care este contextul pe care specialiștii îl văd pentru alegeri și pentru efectele care se vor derula după alegeri? A fost o dezbatere pe care am organizat-o în contextul în care, din păcate, interesul instituțiilor europene, inclusiv a Parlamentului European, față de estul Uniunii Europene, vecinătatea estică, de fapt, sau față de Republica Moldova, este în scădere. Și a fost o bună ocazie să repunem cumva Republica Moldova pe agenda, să o ridicăm mai sus în lista de priorități, de dezbateri și așa mai departe. Am avut parte de doi analiști de renume, domnul Vladimir Socor, un super greu din categoria analiștilor și a comentatorilor, experților, practic, pe spațiul post-sovietic. Am avut invitat pe Nicu Popescu, am avut și alți invitați care, din motive obiective, și un lucru foarte prozaic, un avion de la București care a fost anulat și atunci au fost în imposibilitatea de a mai ajunge. În fine, au prezentat foarte franc, fără acea rigiditate a oamenilor politici sau a diplomaților, lucrurile din Republica Moldova în viziunea lor. Sunt multe chestiuni cu care sunt de acord, sunt și alte chestiuni cu care eu personal nu rezonez din ceea ce au prezentat domniile lor, însă este important că într-o sală a Parlamentului European au fost 60-70 de
de persoane, direct interesate. Aproape 20 de membri ai Parlamentului European, toți cei care gestionează dosarul Republicii Moldova la nivelul Parlamentului European și au putut să vadă, să aibă, în fine, să le fie prezentată evaluarea experților, celor doi experți cu privire la ce se întâmplă în Republica Moldova. Și, practic, interesul pentru Republica Moldova at large să fie din nou augmentat. Spuneați dumneavoastră de faptul că prin această dezbatere s-a reușit repunerea Republicii Moldova pe agenda europeană, ea fiind un stat din vecinătatea estică, inevitabil o legăm de parteneriatul estic. Este acesta într-o stare latentă sau are nevoie de o revitalizare și o resuscitare? Atenție, pe agenda europeană e mai dificil de exprimat acest concept pentru că este Consiliul. Lucrurile care contează în materie de politică externă se stabilesc în Consiliu, sunt guvernele statelor membre, sunt evident în alt format șefii de stat și de guvern. Însă ce se întâmplă în Parlamentul European e important. Nu uităm că cei 751, parcă suntem, de europarlamentari, reprezintă cetățenii Republicii Moldova, cetățenii europeni, cetățenii Uniunii Europene. De ce nu poate într-o zi, poate că sunt deceniu cetățenii? S-am gura aurită, da, îmi doresc acest lucru, așa sper să se întâmple, dar a fost un exercițiu de succes, fără îndoială. Și pe viitor vreau și sunt convins că voi reuși să continui asemenea dezbateri cu analiști independenți și cu domniile lor, cei care au fost, și cu alți analiști care, de exemplu, la evenimentul de ieri nu au putut ajunge. Politica de vecinătate și instrumentul parteneriatului estic. Instrumentul parteneriatului estic. Da. Este în continuare important, dar nu la fel de important și nu la fel de capabil de transformări democratice în vecinătate, precum politica de extindere. Iar politica de extindere, așa cum știm foarte bine cu toții, cum știu cei care ne privesc, a fost pusă la un îngheț temporar. La un îngheț temporar, cum bine spui tu, Robert, de către președintele Comisiei, domnul Juncker. E drept că Europa la momentul ăsta e copleșită cumva de anumite crize, unele structurale, interne, dar ce exercițiu mai bun de a depăși aceste crize, din punctul meu de vedere, este decât să-ți propui să ai un plan, să-ți ridici niște standarde undeva mai sus și să continui politica de extindere. Și în acest context, ce rol are România atât pentru promovarea cauzei moldovenești la Bruxelles și în capitalele țărilor membre, cât și în această perspectivă a unei politici a ușilor deschise, mult mai des întâlnită în NATO, dar care, iată, extinderea până la urmă acest lucru presupune. Care sunt pașii pe care ar trebui să-i adopte România în relația cu Republica Moldova în continuare, menționând faptul că s-a dat drumul la un ajutor nerambursabil, s-au investit banii în școli și pentru copii acolo. Există acest ajutor rambursabil condiționat de acordul cu femeii? Ce ar trebui să urmeze? Sunt un biet europarlamentar din cei 32 din partea României și mă feresc să comentez ce ar trebui să facă România ca stat cu privire la Republica Moldova, deși am o gândire foarte structurată. Dar cred că ceea ce e important să rețină cei care ne privesc este că România este singura țară care, în mod natural, istoric, organic, manifestă afecțiune față de Republica Moldova și față oamenii de peste Prut. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, domnule europarlamentar, și mult succes în activități. Și eu vă mulțumesc foarte mult.